Bărbatul a declarat în fața anchetatorilor că era singur acasă cu cei doi copii ai iubitei sale, fetița de 4 ani și jumătate și băiețelul de 3. Femeia plecase la maternitate, s-a născut al 3-lea copil. El motivează că a fost foarte tulburat și deranjat de multele treburi care au rămas numai pe el. Fetița s-a apropiat de el și a împins-o. Tânărul le-a spus procurorilor că ar fi încercat să o resusciteze pe fetiță. Nu a anunțat însă pe nimeni și după câteva ore a decis să scape de cadavru. A chemat un taxi, a fost însoțit de copilul mic și cu geamantanul. Ajuns la cimitir, i-a spus taximetristului, lasă-mă aici. Copilul i-a dat telefonul cu desene animate, totul s-a petrecut ziua. Familia se mutase abia de câteva luni în blocul din Arad, iar vecinii nu prea îi cunoșteau. Nu i-am cunoscut, nu i-am văzut niciodată. Noi, perioadele de vară, suntem plecați la țară. Am întâlnit că în lift cu bărbatul și cu femeia mai multe ori de separat. Am văzut cu doamna, dar cu altcineva n-am văzut. Am auzit un țăpet și atunci când s-a dus țăpetul ăla încolo, eu am auzit și televizorul. Și atunci m-am gândit, zic, mă, poate să joacă de la jucărie și am vrut să mă duc sus, dar mi-a fost frică. Totul s-a descoperit după ce o rudă care a recunoscut fetița în pozele făcute publice a anunțat autoritățile. Anchetatorii l-au dus pe tânăr în apartament pentru reconstituire, iar spiritele s-au încins printre locatari și vecini. Bărbatul este acuzat de omor și profanare de cadavre și riscă ani grei de închisoare. Mama și ceilalți doi copii sunt în grija autorităților.